către Ross ultimele mesaje ale lui Andrei Gheorghe înainte de moarte, totul trece. Ultimele mesaje ale lui Andrei Gheorghe au fost de-a dreptul subliniere ocante. Atât pe Facebook, dar sublinierea i pe blog, vedeta Radio TV era extrem de activ. Pe Facebook era blocat de multe ori. Acesta a fost sublinierea ultimul mesaj pe care l-a transmis fanilor după ce fusese deblocat. Totul trece. În cazul de fata a trecut ultima interdicție și după 30 de zile va spune ri, salutare. M-am întors și simt acelai, cu acelai ocupai, voi continua să trolez demnitari, medici, profesori, popi, îngeri, catedrale, antisemii, homofobii, legionari, negaionti și alte asemenea fepturi imbecile. Cu drag, ag, a scris Andrei Gheorghe. Acesta a avut un mesaj incredibil sublinierei pe propriul blog. Postarea s-a de gândit. Un vânt de nebunie mi-o ier prin cap. Oamenii aparent normali decolează brusc și se transformă în nebuni cu spume la gur sau strigoi cu ochii sticlind, dar revelaie divin. Un tânăr de 28 de ani îi declară admiraia pentru Adrian Năstase. Moartea lui Iulian Vlad declanea zbocitoare care ne vorbesc de caracterul său solar. Un condamnat de lechi la televizor, ministrul justiției, educaia este condus de un domn cu educaie precar. Poul se stropete la jurnalist întrebind despre proveniența banilor cu care acesta i-a făcut o casă. Pala de bate oameni în live lumea în LG, popii cu tremurai de dreapta credin în pratie blestemei tota. Surpriza, i sare în poala ca un iepure satanic, impostori cu acces la internet se declară ofuscai când sunt plini cura în gur, târfe povestesc despre monogamie, baby în lupt împotriva alcoolismului ior bine predau arta fotografiei. Nu înțeleg. Postarea este declanat de o îmbrinceal filologic avut cu domnul Eftimie de la Times New Roman, care după ce a postat-o nazdrvanie, limba română s-ar exprima mai bine în grafia chirilic, i-a fost corectat, insist două zile în susținerea poziei. Pe ipozia este de nesusținut, cel mai bun lucru este să spui, ok, am greaiti. Nu-i domnul Eftimie care insist pe un drum sinucida cu senintatea unui kamikaze. Cum poate un tânăr să nege realitatea într-un asemenea hal? Inteligent, umorist, glume cu scoala terminat? Cum poate să se comporte ca un Vozganaian, un Sova sau un Capsali? Un tupe olimpian scuza? Sau adaptarea la pia și la via, descoperirea ideii ce dacă am merge, pe ea faci și tu? O cangrenare a spaiului public în care învinutorii sunt obraznici, habar n-ti dar tari în clonii mucetura. O lume invadată de imbecili cu titluri. De mintri semidochii, de primariei lui, în verb, de ziaristii sordizi, de afaceri dietatistii? O lume nouă, bravi minunat ne-am construit noi toi, alta nu mai e.
cui nu îi convine, e liber să plece, aici suntem noi, al nostru e totul. Iti ceva, ei au dreptate, spune Andrei Gheorghe.